Stimată familie îndoliată, sunt aici să transmit condoleanțele mele din partea mea a soției mele, Victoria, care și l-a iubit foarte mult pe fratele Talpoș și cred că a fost reciproc acest sentiment și relație bună și nu în ultimul rând din partea Bisericii Biruința condoleanțe și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am vrut să fiu alături de voi, de Sami, de Cristina, ne rugăm pentru Cristina, ne-am rugat pentru și pentru fratele Vasile și pentru fratele Sami, dar în ce privește fratele Vasile, așa a fost voia Domnului să fie chemat acasă. Domnul să vă mângăie pe toți și pe Daniel pe Emanuel, pe Emi, pe Emma și pe toți cei dragi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să spun trei lucruri. Unul dintre gânduri este un salut sau un cuvânt de mângăiere din partea rectorului Institutului Teologic Timoteus București. Apoi, al doilea lucru, vreau să spun ceva foarte scurt despre relația mea care am avut-o cu fratele Talpoș și, în ultimul rând, dar poate cel mai important, să-L glorific pe Dumnezeu pentru un asemenea om. Să încep cu cuvântul din partea Institutului Teologic Timoteus București. Pentru că, așa cum spunea fratele Radu, fratele Talpoș a fost implicat și în alte lucrări decât Comunitatea Baptistă, conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, în numele cadrelor didactice ale Institutului Teologic creștin după Evanghelie Timoteus din București, iubită familie îndoliată, am aflat cu durere de plecarea în veșnicia profesorului universitar dr. Vasile Talpoș, profesor emerit al Universității din București, chiar dacă știam că fratele Talpoș a plecat la Domnul nostru Isus Hristos, pe care l-a slujit cu dragoste și devotament. Domnia sa a fost un deschizător de drumuri în educația academică evanghelică din România ajutând și bisericile creștine după Evanghelie prin formarea de slujitori ai Domnului Isus și mai ales prin contribuția la dezvoltarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus din București. Prin școala doctorală Teologie și Studii Religioase din cadrul Universității din București, Profesorul universitar dr. Vasile Talpoș a contribuit la formarea cadrelor didactice ale Institutului Teologic Timoteus, care și-au putut Astfel, completa studiile prin obținerea doctoratului în teologie. Cadrele didactice ale Institutului sunt profund recunoscătoare fratelui profesor Vasile Talpoș pentru formarea lor alături de colectivul academic pe care l-a condus la Institutul Teologic Baptist din București. Eu însumi, spune fratele rector Ieremia Rusu, sunt unul dintre beneficiarii acestor studii doctorale și sunt profund recunoscător fratelui profesor Vasile Talpoș, care mi-a fost conducător științific. Și eu pot spune același lucru. De asemenea, personalitatea marcantă, viziunea, profesionalismul, tenacitatea și credincioșia fratelui Vasile au fost un exemplu demn de urmat pentru mine, un adevărat model de profesor, de păstor, de slujitor al lui Dumnezeu. Prin formarea noastră ca și cadre didactice universitare am putut ajuta la rândul nostru pe alți credincioși să se echipeze pentru lucrarea minunată a Domnului Isus Hristos. În aceste momente de dureroasă despărțire iubită familie, vă asigurăm de întreaga noastră dragoste și susținere rugăciune și ne alăturăm psalmistului cu încurajarea din psalmul 116 cu 15. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de el. Bunul Dumnezeu să vă mângăie, să vă întărească și să vă încurajeze, pentru că El este Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăiere. Cu dragoste în Hristos Domnul, Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie București. Apoi, în al doilea rând, am zis că o să spun ceva despre relația mea cu fratele Vasile. Mi-aduc aminte, în timpul lucrării când făceam doctoratul și mergeam cu lucrările, cu referatele la dânsul, îmi spunea, mi-ar fi plăcut dacă aveam timp să vă aduc, să vă arăt, îmi în, înroșea paginile, de cred că era mai mult roșu câteodată, bine nu totdeauna, decât negru pe foaie. Și scria așa, adunat cu grebla. Dar a fost un om extraordinar. A fost un om cu inimă mare, am călătorit destul de mult împreună, Sibiu, București, București, Sibiu, odată am fost chiar și până la Șvabac, și atunci drumul mi s-a părut scurt, drumul de România, Germania. Un om cu inimă mare, am zis, un om bun, un bunic bun, un tată bun, un profesor bun, un om disciplinat, un om chipzuit. Și, în ce mă privește, am învățat cum să corectez lucrările. Și mi-am adus de multe ori aminte dacă am avut tendința să trec mai ușor peste lucrările elevilor sau studenților când le corectez, cu câtă consecvență, cuvânt cu cuvânt, îți citea lucrările și le corecta. Nu era deloc superficial. Și nu în ultimul rând, vreau să-L glorific pe Dumnezeu pentru un asemenea om. Citind din Daniel, capitolul 12, versetul 3, n-am ascultat tot ce s-a spus aseară. Dar, chiar dacă s-a mai spus acest verset, mi se pare foarte potrivit pentru un om care nu poate fi uitat. Uneori cântăm, dar nu foarte înțelept, totdeauna cântăm această cântare, când uitarea va acoperi pe cel drag care a plecat. Nu, nu. Cuvântul nu spune așa. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele. Nu vor fi uitați. În viac și în veci de veci. Amin. Dumnezeu să vă mângăie.